Primele șase garaje ai căror proprietari primiseră somație pentru demontarea acestora au fost demolate. Este vorba despre construcțiile din parcarea adiacentă blocului 27, scările B și C, din cartierul Micro 14, strada Alea Prieteniei. Municipalitatea a acceptat solicitarea proprietarilor de a fi prelungit termenul pentru desființare până la sfârșitul lunii iulie, când toate cele șase garaje au dispărut de pe terenul respectiv. Este, dacă vreți, o primă victorie din acest punct de vedere, dar în același timp eu zic că este un nou pas spre normalitate în municipiul Buzău, în sensul că în acest moment avem înregistrate 238 de garaje pe domeniul public, însă realitățile anului 2018 nu mai corespund cu realitățile anului 1990, când erau foarte puține mașini, atunci când în mare s-a aprobat construirea acestor garaje. O primă etapă a fost în cartierul Micro 14, în zona blocului 27, unde a fost desființată o baterie de 6 garaje. Pe locul eliberat, Urbis va amenaja locuri de parcare de reședință pentru locuitorii din blocurile arondate parcării respective. Ușor, ușor, toate garajele din municipiul Buzău vor fi desființate, pentru că acestea ocupă o suprafață foarte mare de teren. Multe dintre acestea au devenit magazii, nu mai sunt utilizate pentru parcarea autoturismelor și ocupă suprafețe mari din parcările de reședință în principal, astfel încât ceilalți locatari nu mai pot beneficia de un loc de parcare. Următorul lot de garaje care urmează să fie îndepărtate de pe domeniul public se află tot în cartierul Micro 14, în vecinătatea unităților militare. Nici garajele de pe strada Frăsinet nu mai au viață lungă, pentru că primăria are de gând să transforme în totalitate zona. O altă etapă va fi a garajelor de pe strada Frăsinet, pentru că acolo deja se știe că va fi implementat un proiect privind repunerea în valoare a iazului morilor. Noi sperăm că din primăvara anului viitor vom începe lucrările aici, motiv pentru care probabil de la 1 ianuarie nu va mai fi prelungit acordul pentru amplasarea acestor garaje. Pe măsură ce municipalitatea va transforma locurile de parcare existente în parcări rezidențiale sau va amenaja altele noi, toate garajele din zonele vizate vor dispărea.